Incident șocant în Iași, o mamă a recurs la un gest disperat și a sărit pe geam în brațe cu bebelușul de 4 luni pentru a scăpa din apartamentul cuprins de flăcăi. Cele două victime se află în stare gravă la spital. Un incendiu de proporții a izbucnit într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc din Iași. Vecinii speriați au apelat la numărul de urgență, iar în scurt timp s-au deplasat la fața locului 3 auto speciale de intervenție și stingere cu apă și spumă, mai multe autoplatforme pentru salvări de la înălțime și 2 ambulanțe. Până la sosirea pompierilor, 15 locatari au ieșit singuri din imobil, în timp ce alte 10 persoane au fost evacuate de către echipajele de intervenție. Un gest disperat a fost făcut de o mamă care, pentru a scăpa din calea flăcărilor, a sărit pe geam, împreună cu bebelușul său în vârstă de aproape 5 luni. Tânăra și-a învelit copilul într-o plapumă și a sărit pe fereastră, înainte ca pompierii să vină cu o autoscară. Ambii au fost preluați și transportați la spital, unde nou-născutul a intrat în stop cardiorespirator, iar cei de la pediatrie au început manevrele de resuscitare, care au avut succes. Medicii spun că, deși acum starea bebelușului este stabilă, acesta a rămas cu traumatisme severe la nivelul cutiei craniene. Vecinii au rămas șocați de gestul femeii. Încolo, apartamentul la foc. Fata mi-a zis că a văzut pe doamna copilul ieși săris de la etaj 3, nou născut era. Ea am înțeles că era rezidență undeva la spital de copii, în Cuza Vodii. Și chiria, știi, e un copilaș mic. Adică un chiriat apartament. În urma incendiului au ars bunurile dintr-o încăpere, mobilierul și diverse produse textile. Cauza probabilă a incendiului urmează să fie stabilită de către autorități care au început deja cercetările. O persoană